that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Bine ne-am regăsit și de asta dată, dragi prieteni. Este, nu știu dacă mai este nevoie să mărturisesc asta, o mare bucurie și totodată o mare cinste pentru noi să vă mai propunem și astăzi o posibilitate de comunicare. Mai abitir că la îndemâna noastră și mulțumim pentru gentilețea de acum proverbială a câmpul îngenilor, că au răspuns cu promptitudine și iată, avem în proximitatea noastră două foarte dragi personaje principale ale, nu numai ale câmpul lungul, ci ale vieții. Chiar aș îndrăzni spune, așa cum am mai îndrăznit odată, să-i prevăz domnului Sebi că va fi prezidentul României. E nițică nevoie de răbdare. Da, ce mai la deal, ce mai la vale, pe scurt și pe lung, pe înalt și pe profund, se numesc atât de frumos Anca din Câmpul Lung, Sebi din Câmpul Lung de la Moldova și cu toțile, deci Crăciun, da? Da. În nume generos în semnificație. Bine ați venit pe la noi și bine în acest regăsit an. Mulțumim. Dacă de ne uităm în urmă, chiar n-ați mai fost ră de a mult, mai dă de mult. Un an. Dumnezeule, un an. Sunteți de o vârstă cu nenorocita asta de pandemie. Nu, noi suntem responsabili pentru asta. Nu. E unul care, sau sunt unii care cântă mai dulce decât noi. Da, bine ați venit. Bine ați venit. Ne era, vă mărturisesc, ne era dor. Cum ar spune prietenul Nikita, și el născut în luna aceasta, chiar la sfârșit, pe 31 martie, Nikita Stănescu, mi-e dor să nu mai fie dor de tine, de voi. Da. Bine veniți! Mi-e dor și cuvântul acesta este minunat de frumos. Da, se spune că e traductiv el. Da. Acum, ați spus de președinte, eu am spus, trebuie răbdare, nu știu cât trebuie, dar trebuie și pasiune, trebuie interes. Ori eu n-am niciun interes să ajung în politic. Asta e, da. Toți cei care își doresc puterea sunt niște criminali. Am citat din filozofia indiană. Exact. Așa că eu vreau să-mi trăiesc viața regulamentar. Am început cu Nikita Stănescu și cred că se leagă cumva de subiectul de azi. Bine, că am început și cu pandemia. Și întrebarea e, cum a afectat pandemia sectorul ăsta cultural? Pentru că după mine și după mulți alți oameni l-a cam afectat. Am văzut cazuri, l-a cam defectat. Da. Am văzut cazuri de actori care au început să strângă banii de la alții ca să-și plătească chiriile pentru că nu mai au unde să joace. Și am văzut cazuri de oameni care așteaptă încă exact ca mine o lansare de carte ca să aibă unde să își lanseze volumul. Am scris până la urmă un volum de teatru, am 5 piese. Și mă gândesc că în timpul ăsta în care mai aștept, mai că aș mai scrie una, dar vreau să știu și eu pentru cine scriu până la urmă și cui o să-l vând. Pentru că nu e așa. Se vând chestiile astea dacă ai cui. Și eu nu cred în lansările de carte. Nu cred în lansările de carte online. Mi-a scăpat un cuvânt esențial. Nu cred în astea online pentru că nu mai e conexiunea cu publicul. Într-o sală, știi că aia 30 de oameni, 100, 3000 cât s-or fi, sunt acolo pentru tine.
Într-o conferință online, într-o lansare de carte online, într-o oră online, pentru că ăsta e învățământul, nu poți să fii neapărat sigur. Adică mie, dacă nu-mi place de cum arăți, de cum vorbești sau dacă nu se aude bine, voi fi nevoit să te las acolo în plața Domnului și pot să ies fără să am nicio obligație să cumpăr o carte. De asta la lansările mele de obicei ușile sunt închise după ce intră toată lumea, ca să fiu sigur că se cumpără cărțile. Despre asta e vorba, adică ne aliniem sau ne alienăm. Acum, eu n-aș vrea să mă aliniez unui trend care, din punctul meu de vedere, duce la moartea pasiunii. Și moartea pasiunii e moartea tuturor. Până la urmă, cam toate se fac din pasiune. Despre asta e vorba. Da, frumos. Ne-am oprit la cultură, la fel bine ne puteam opri la educație. Suntem îndrituiți să tragem o linie și să spunem ce consecințe catastrofale a avut anul acesta, paralizat din pricina virusului? E același subiect, e același răspuns. Tot ce a trecut în online a beneficiat de o mai mare lipsă de interes, până la urmă, pentru că ăsta e cuvântul. Nu vreau să spun că n-ar da roade învățământul ăsta, pentru că probabil uneori de, dar eu pot face, sau cred că ar trebui să fac o distinție clară între a vedea o conferință pe YouTube sau un filmuleț sau un documentar, care sunt experiențe făcute pentru chestia asta. Adică atunci când vezi un documentar, știi că te uiți la un documentar, el a fost făcut să fie vizualizat, și a vedea o oră de curs, de exemplu, care ar trebui să fie o chestie interactivă și nu mai e. Din nou, ajungem la moartea pasiunii. Ajungem și la faptul că la noi școala online e înțeleasă foarte prost. Adică școala online n-ar trebui să însemne întâlniri cu profesorii pe aplicații, pe Zoom, pe Skype, pe ce-or fi. Ar trebui să însemne un sistem mai complex, de hai să avem manuale digitale, haide să învățăm să dăm un click să găsim informația, pentru că informația e în secolul ăsta peste tot. Ar trebui să însemne interacțiune, nu știu, documentarele de care spuneam, filmulețe, chestii absolut atractive. Dacă stai cu un apel video care nici nu se aude foarte bine pentru că școala nu are o sursă de internet, nu-i cazul meu, dar na, se mai întâmplă, s-ar putea ca apelul la video să nu înlocuiască o oră și nimic nu va mai putea înlocui interacțiunea umană. Adică, din nou, aia e baza. Oamenii se întâlnesc ca să discute și discută ca să se întâlnească. Nici măcar nu-ți vine să ieși nici la restaurant dacă nu ai cu cine discuta și face socializare. De mâncat poți să mănânci singur acasă. Asta nu se înțelege sau asta nu vrea să înțeleagă, că interacțiunea umană e o parte esențială. E totul. Da, deci cu alte cuvinte, școala se face la școală. Corect. Da, școala se face la școală, teatru se face la teatru, biserica se face la biserică. Exact. Există instituții pentru chestiile astea. Adică, de ce să ne ascundem după deget? Ingerința comandamentelor statale n-are ce căuta în viața bisericii, de pildă. Biserica și are comenduitorii săi. Da? Asta și că la orizont vin așteptatele sărbători pascale și e bine să avem o senzație de confort și nu una de agitație și de repulsie. O să mai discutăm asta. Hai să facem cunoștință și cu Ioan Mazăr. Mi-am lăsat aminte acum, puțin mă întrerup, chiar ieri văzusem un filmuleț cu Petre Suțea pe care l-am și pomenit înainte de începerea filmărilor. Da, să ne spui cine. Zicea chiar legat de chestia asta, statul n-ar trebui să se implice în biserică pentru că biserica își are legile ei. Sigur și da. Dacă... Biserica măcar are un Dumnezeu, dar statul, cum a fost cel comunist, n-avea niciun Dumnezeu. Da, și era întrebat de reporter,
bine, dar știți exemplu clasic cu ce facem dacă vedem un preot în șanț? Mai e acela un preot la care tu ți-a foarte mâncalit. Dacă dacă îl vezi, n-ai voie să-i replici direct, dar poți să o dai finuț părinte, dragă, să rămână ce treați sunteți, puteți să mă binecuvântați? Și atunci om o să-și dea seama. Adică poți să mustri, dar nu poți să judeci. Asta e vorba. Dacă ne-ai ridicat la fileu, acum nu mă pot abține să nu mai spun ce știu, fără niciun conținut peiorativ către adresanți. Întâi a spus-o Satoveanu, nu? Felticeni, locul în care nu s-a întâmplat nimic. Da? Dar tu ți-a spus, Iisus nu se putea naște niciodată la Felticeni. Da, același om a spus și că Dumnezeu e român sau dacă nu e, eu nu mai sunt prieten cu el. Adică. Da, și același om a mai spus că făcui 13 ani de temniță pentru un popor de idioți. Da? Da. Asta e. Da. Era foarte direct. E bine să nu uităm avertismentele istoriei, da? A, și acum putem trece la... Așa, neînsemnând asta că e... Noi am avut primul cuvânt, nu? Cei din urmă vor fi cei din tâi. Cu alte cuvinte, frumoasa, inegalabila Anca din Câmpul Lung. Mulțumim de invitație, mulțumim că sunteți atenți cu noi și simțiți nevoia de a ne aduce în atenția publicului și a prietenilor pe care i-am făcut prin intermediul televiziunii. O frumusețe care nu este admirată, nu există. Aveți valoare, am vrut să spun, sau cum spun maneliștii, da. Plus valoare. Suntem onorați să fim aici. Vis-a-vis de subiectul abordat astăzi. Nu e niciun subiect, nu te lua după. Despre cultura și lipsa de fapt a activităților culturale în această perioadă de pandemie. Pot spune că afectează toate domeniile, nu doar domeniul cultural, ci și domeniul social, și avem de suferit chiar și noi ONG-urile, pentru că prietenii știu că sunt coordonatorul activităților din spatele Asociației Freamă de Speranță. Noi avem foarte multe evenimente în care de conștientizare a dizabilității, de conștientizare a abilității din dizabilitate. Încercam să mereu să aducem copiii cu dizabilități în fața celorlalți sau cu ceilalți, mai bine spus. Acum aceste lucruri sunt imposibile și toate activitățile pe care le făceam cu copiii de socializare și de interacțiune și umană au dispărut în această perioadă. Nu știu cât de conștient suntem de faptul că această generație va crește ca o generație rece, ca o generație lipsită de atenție pentru cei defavorizați, pentru că ei nu mai sunt în interacțiune directă cu cazurile sociale, nu mai sunt permise activitățile de voluntariat și atunci automat că sensibilizarea comunității este mult mai grea sau chiar imposibilă. Nu am mai putut face niciun eveniment în acest an. Dumnezeule, câte aveați la deschiderea primăverii. Cinci evenimente anuale, printre care primul ar fi fost acesta de la început de primăvară, balul primăverii, în care copiii cu dizabilități aduceau omagiu mamelor speciale, care într-adevăr merită tot efortul nostru vis-a-vis de această zi care a fost de curând, 8 martie. Gândiți-vă că există mame care nu și-au auzit niciodată copilul spunându-le mamă. Efectiv, munca lor de o viață pentru copiii aceștia, de a-i face poate cândva să spună un cuvânt sau trebuie apreciată cumva și trebuie adusă un omagiu. Ei, au lipsit toate aceste evenimente, le-am resimțit, Crăciun, Paște, Iepuraș, Moș Crăciun, toate au fost online și pot spune că un cadou dat prin curierat, cadouri au existat. Deci oamenii au fost alături de mine, mi-au trimis cadouri pentru copiii cu dizabilități. Un cadou trimis prin curierat nu va ajunge nicicând la nivelul unui cadou înmânat personal. Da, de asta. Iar la interacțiune, deci nu, ne învârtim în jurul cozii. E despre oameni. Absolut.
Și atât. De... Revin, că toți sunt oameni de școală sau de carte, tipurile. Școala se face la școală, da, așa cum s-a făcut de moși strămoși. Școala trebuie să fie vie și vorbesc aici nu numai în numele școlii, dar în general, că de aici, mă rog, iradiază cultură, educație și toate celelalte. Școlii îi trebuiește acea senzorialitate și acea tactilitate care face caldă vie și fericită, da? Școala nu se face in vitro. Nu se face în laborator și nici de eprubetă, da? Am să vă povestesc un fapt nostim. La începutul, când a fost, când s-a pornit iarăși școala, în ziua cu pricina, luni dimineață, s-a ajuns la situația în multe din școlile, nu, bănuiesc că nu numai din, în cele ale județului, ca prichindeii de la grădiniță, de ce să nu-și recunoască educatoarea, de exemplu. Era tulburător peisajul, în sfârșit. O să recurg la că prea devenire austere, așa ca mă rog, climatul ăsta de austeritate pe care n-ar trebui să-l îmbogățim și noi. Îmi mai amintesc când venea pe drum către studio, zic să nu uiți, Dumitre, să-l întreb pe Sebi încă o dată propoziția pe care a spus-o simpaticul Chiștoc în clasă, că tot vorbim de bunul părinte din ceruri. Ce? Chestia aia nu e a mea și totuși că o să mă arată cu mine. Nici Moldova nu era lui Ștefan cel Mare, dar... Exact, aia o să mă arată cu mine. Da, v-am mai spus, e circulă pentru popor. Într-un folclor, da. Tot de la lumea lunate și înapoi la lumea doate, ci că rugăciunea unui copil ar fi fost la un moment dat, Doamne, ai grijă de tine, că dacă ți se întâmplă ceva, e rău de noi. Vai din mama noastră, da? Revenim, printre rânduri am băgat seama că ne-ai și spus că în intervalul ăsta de când n-am mai fost pe aici, ai produs o carte de teatru. După celelalte cărți, ai putea să repeți că nu toată lumea știe ce făcuși tu. Păi, am până în momentul ăsta tipărite 5 cărți, dintre care 4 de poezie și un roman pentru copii și am spus că ar trebui să continui și în alt gen, deși ca să fiu corect cu mine și cu oamenii, n-am spus asta, nu mi-am propus asta expres. N-am pornit anul la drum cu ideea de a face o carte de teatru pe vremea când scriam și am și terminat prima piesă prin ianuarie anul trecut. Nici măcar nu era în discuție chestiunea unei pandemii, deci prima lună chiar am crezut că o să poată fi jucată. Apoi, intrând în pandemie, mi-am spus, ok, la 3 săptămâni de terapie, eu am o săptămână de pauză. Ce fac în săptămâna de pauză să nu mi se pare timp mort? Ia să mă pun eu în fiecare noapte să scriu câte ceva. Și ca să am o continuitate, mi-am spus, o să mai scriu o piesă de teatru. Și așa, câteodată la 3 săptămâni, am mai venit un scenariu. Am 2 comedii, o dramedie, ca să fie totul bine, și 2 piese pe care nu le-aș numi neapărat drame, 2 chestiuțe de meditație, 2 texte oarecum meditative, pentru că pandemia mai impune și la asta, dar pandemia poate impune și la râs. Orice subiect poate fi abordat în mai multe tușe. A nu se înțelege că toate sunt despre pandemie, pentru că nici una nu e despre asta. Prima despre care am discutat și pe aici e cealaltă parte a crucii, e parabola aia, reinterpretarea ultimei zile, da, a ultimelor câteva ore din viața Mântuitorului. Următoarea e o comedie referitoare la Shakespeare și cum s-ar cruci să vadă cultura de azi. L-am pus pe mare de Will să vorbească cu un cititor de Hamlet mai puțin școlit cu atracție către manele. Adică da. Ce-ar înțelege un omuleț de ăsta simpatic care umblă pe la petreceri dintr-o piesă de Shakespeare
Și cum ar coboră chiar el să vadă cum se întâmplă toată minunea. După aia eu o întâmplare stranie dintr-un teatru, i-am zis Prizonierii din mine. Prizonierii din mine e un text pornit de la faptul că aveam impresia că încep să se întâlnească mai multe voci în capul meu și am spus ok, cum fac să explic chestia asta așa încât să nu creadă că sunt schizofrenic. Ca idee să întâlnesc mai mulți omuleți într-un anumit loc și din vorbă în vorbă ajung la concluzia că toți au fost selectați într-un casting al unei piese de teatru neprecizată, nenumită, dar lucru ciudat, toți au rolul principal. Și întrebarea e cum să, dar rolul principal seamănă cu mine, uite, e un om cu capul pe umeri, e rațional, e cerebral. Celălalt spune că ba nu, eu am fost informat că e un om de acțiune care vrea să facă și să dragă, și toate cele cinci personalități ajung la concluzia la un moment dat după mai multe evenimente, cum ar fi apariția unor șerpi, unor lanțuri, de unde și titlul de Prizonierat, ajung la concluzia că până la urmă un rol principal, la fel ca un om, nu poate fi creat un personaj complex decât unindu-se toate acele părți ale sufletului la un loc și creând un om complet. Pentru că asta e, că l-am făcut sub formă de teatru de umbre piesa asta și atunci când toate umbrele intră la un loc, apare una mare, nu neapărat perfectă din punct de vedere anatomic, adică m-am gândit la umbra unui om puțin julit, puțin că fără dezordonat, dar un om complet, un om mare care știe ce vrea, pentru că despre asta e vorba. Cred că orice om care a stat puțin pe gânduri și-a revizuit viața și-a decis ce vrea în pandemia asta, a avut timp să se gândească la sine. Dar da, e un text bizar cu câteva inserații de realitate fantastică. După aia am mai scris eu o comedie, am mai scris și o piesă despre un om și un câine, mă rog, nu asta e important, că nu o să stau să le detaliez toate. Nu. Da, e... Ideea ar fi să fie citite. Mi-am spus să o pun, să se numească Act de Caritate, să-i pun titlul Act de Caritate, pentru că, în primul rând, fiind piese scrise într-o săptămână și toate noaptea, nu treceau de primul act. Nici n-am simțit nevoia vreodată să le fac foarte lungi, pentru că o poveste se poate spune și într-un singur loc. În teatru asta înseamnă schimbarea actului, ar presupune schimbarea decorului, dar n-am simțit niciodată nevoia să fac o cor lumină 80 de zile, nici n-aș fi avut timpul. Și mi-am spus, dacă toate se petrec în același loc, rezultă că sunt într-un act, bucuria omului care se va ocupa de decor. Și rezultă că cel mai bun titlu ăsta ar fi, pentru că, din nou, ne întoarcem la ce discutam, în vremurile astea, ca în toate vremurile, a ajuta un artist a scoate o carte, a cumpăra o carte, a cumpăra un CD al oamenilor care fac muzică, în orice caz, a face o donație, se cheamă Act de Caritate. Și am spus, cu atât mai mult cât e vorba de teatru, să rămână Act de Caritate. Așa. Și cu atât mai mult cu cât probabil cartea se va vinde la fel ca și celelalte cărți ale lui Sebi pentru a ajuta copiii cu dizabilități. Da, da. Că majoritatea lansărilor de carte făcute în ultimii ani au fost un ajutor real pentru susținerea activităților. Și cu încredințare că într-o zi vom vedea chiar pe scenă. Era. Ceea ce scrii tu. De asta am și scris 5 piese, mi-am spus, nu se poate din 5 texte să ne aleagă cineva unul. O să vie unde. Și, da, mie îmi place aia cu câinele și cu omul. Am scris și cine, care-i om și care-i câine. Vezerea. Sigur că tu ne-ai dus la ceea ce spunea părintele, da? Shakespeare, nu? Că lumea până la urmă e o scenă în care fiște care intră și iese și joacă rolul său în viața asta. L-ai văzut că americanii l-au pus la index pe, chiar pe taică Shakespeare acolo. Da, da.
Adică și experiența a fost american, oricum americanii nu sunt, nu sunt o nație cunoscută pentru înțelepciunea și pentru deșteptățiunea lor. Da. O istorie de 200 de ani n-are relevanță. Shakespeare a fost englez sau a fost britanic. Până și pe albă ca zăpada a pus-o la colț. Da, se numește rasist mai nou. Da. Dar au ceva și cu Dumbo, au ceva și cu Peter Pan. Au ceva și cu celebra carte și film, nu mai spui, pe aripile vântului, da, Dumnezeule, să scoți de acolo. Da. Bun, lăsăm derapajele astea. Da, ei i-au spus cancel culture, ceea ce s-ar traduce ca o cultură a anulării, a negării, a ceva. Da. Eu am spus foarte simplu că oamenii ăștia n-au avut încă parte de un regim de dictator și dacă n-a venit niciun dictator să-i cotropească, au spus, am văzut noi pe la țările din Est, cred că pare foarte fain, hai să ne facem dictatură proprii. Pentru că asta e o dictatură în momentul în care adesea ajunge să ni se spună la ce să ne uităm, ce să vedem, cum să gândim. Omuleții și-au făcut-o cu mâna lor și o să se sature cât de curând de asta, pentru că ăsta e destinul. Dar asta e, când nu te lovește, istoria trebuie să te lovești singur, că altfel nu înveți. Exact chestia aia, oricât îi spune omului să nu mănânce din pom oprit, la un moment dat el o să mănânce din proprie inițiativă, o să bagi degetele în priză, o să facă boacăne. Americanii vor chiar ca la Oscarul din 2024 să nu poți să participi dacă nu ai cel puțin un actor de culoare, o minoritate sexuală și un om cu dizabilități. Vedeam aș lângă Tyrion Lannister din Game of Thrones, eu și cu piticul concurent pentru Oscar. Da, încurajator. Dacă altfel poți ajunge pe marile scene, uite, este șansă și pentru tine. Dar eu am spus că o să mă cheme Sebastiana, o să fiu negresă și o să merg într-un picior ca să am toate șansele. Da, la cu barbă și mustăți care a câștigat Eurovisionul mai... Da. Ăla nu era chiar persoana cu realitate, dar nici pe departe. Lasă, haide să nu te scăpăm, aș regreta. Să te rugăm frumos din Mila Măriei tale să ne dai așa o recitare. Nu știu. Dar n-am mai... Sau o frântură de monolog, de pe unde? Din Omul și Câinele. Dar n-am mai scris o poezie de foarte... Dar ceva, uite, avem asistent feminin aici. Luna martie este eminamente feminină. Toate cuvintele frumoase sunt de genul feminin, da? Da. Da? Da. Așa declamă tu așa. Că și așa, nu te-am întrebat. Rămânem la vorba pe care ne-ai spus-o, că te boiești, te face actor sau și filozof? Da, cu o nuanță. M-am gândit că dacă nu o să-mi iasă să fiu actor, o să încerc să fiu regizor și dacă nu o să-mi iasă nici cu regia, o să mă fac direct director de teatru ca să-i pun eu la respect pe toți. Pentru că ei nu m-au rupt pe mine, dar eu vreau pe ei, vorba lui Lăpușneanu. Te rugăm să ne reciți ceva frumos. Da, cam tot pe acolo o să mă scald. La cererea publicului, ceva... Dacă se poate. Eminamente feminin, primaveral. Da, numai că eu nu scriu poezie de dragoste, dar asta e. Aș vrea să spun și un monolog, doar că nu le-am mai învățat pe astea, nu știam că o să fiu chemat să le recit. Cândva o să fie și cazul ăsta. Acum, în loc să recit din mine, poate că ar fi momentul să-i dau pentru scurt timp cuvântul altui om cu alt câine celebru, Charlie Chaplin, se poza tot lângă un câine într-un film de lui care se cheamă Chiar o viață de câine.
Și personajul principal din piesa de care spuneați, răluceați vorba, care se cheamă, apropo, cel mai bun prieten al câinelui, e un anti-Chaplin, e genul de om ajuns de nevoie, vagabond, pentru că a fost un fost erou al Revoluției nerecunoscut și etc. și a prins ură pe oameni. Dar contra urii lui vine vagabond original, care spune că totuși nimic nu e etern, nici zilele noastre ploase, și mai spune că îmi place ploaia pentru că ploaia mă face să nu observ când îmi picură lacrimile și nici pe ceilalți nu îi face să observe. Asta e, deci mi se pare genial a vedea chiar și într-un fenomen atât de trist până la urmă cum e ploaia, o licărie de speranță, pentru că eu în ploaie nu pot să văd decât migrene, ceea ce îl face pe cea prin și mai legendar decât era. Acum, sigur, ne putem întoarce și la discursul din Dictatorul, care prinde foarte bine, mai ales în ziua de astăzi, nu fiți mașini, nu fiți vite, sunteți oameni și trebuie să vă păstrați omenia. Ceea ce astăzi sună ca puterea asta în voi, Chaplin o spunea ca, după cum știți, împărăția Domnului e în voi, dar nu în voi în total, în voi în fiecare. Fiecare om are o fărâmă de bine în el și trebuie folosită la oameni, la maxim puterea voastră a poporului. Și cred că da, puterea noastră să schimbăm lucrurile, puterea noastră să facem absolut orice ne dorim, și singurul medicament pentru oameni sunt oamenii. În orice situație te afla, în orice prăpastie ai cădea, singurii care te ridică sunt oamenii care te înțeleg. Despre asta e vorba, și mi-aduc aminte că am citit chiar ieri o știre foarte simpatică. În Franța, o grupare de actori a pus stăpânire pe 3 teatre din Paris și au spus că nu le lasă până când nu-și va reveni situația despre care vorbeam. Adică oamenii chiar vor să joace, chiar vor să-și hrănească familiile. Efectiv, au baricadat 3 clădiri istorice în semn de protest, ceea ce mi se pare că ar cam fi cazul să facem și noi, pentru că marile revoluții se fac așa, pe nepusă masă și cu gesturi uneori brutale. Dacă nu, asta e, să spunem că ne merităm soarta, dar mie chiar mi-e dor să pot păși într-o sală ca lumea, la un concert, la o chestiuță simpatică, și să nu văd oameni cu mască în jurul meu, nu pentru că aș avea ceva împotriva măștilor, ci pentru că vreau să cred că arta unește, nu dezbină. Vreau să cred că scaunele alea puse între ar trebui mai degrabă să fie ocupate. Și așa funcționau doar cu 30% din capacitate, deci ar putea funcționa decât să nu funcționeze deloc, mai degrabă așa, dar ar putea funcționa și la capacitate maximă. În fine, deviez. Ideea e că puterea stă în oameni și că asta ar trebui să ne călăuzească pașii. Oamenii au uitat de când stau în case cât de bine se pot înțelege între ei și ce planuri frumoase pot face când se întâlnesc. Scrisese tu o poezie vis-a-vis de actori, de artă, de cred că s-ar potrivi la ceea ce ai spus până acum. Nu mai puțin. Mi-e foarte drag că ai adus subiectul la fileu. Țin să-ți spun că de bună bucată de vreme, luni bune, dacă nu și mai multe vreme, mă uit cu atâta drag, cu atâta pasiune la filmele cu Chaplin, pus iarăși pe rol, la filmele cu Stan și Brand, care mi-au hrănit copilăria paradisiacă, și nu mai pot râde la umorul ăsta căznit pe care îl văd pe câteva televiziuni, constipat așa și... Ca să nu mai spun de Cățărmaua din Revelionul din ediția ultimă. E ceea ce e și e pentru un anumit public. Nu sunt nici eu în demograficul ăla, în publicul ăla, dar există oameni care sunt, și menirea televiziunii e să dea fiecărui om o alternativă. Acum, telecomanda a fost la noi, am putut schimba.
Dar mi se pare că și scandalul care a ieșit după el a fost așa, un fel de balenă într-un pahar cu apă. Au fost satire politice mult mai dure decât ce au făcut omuleții de la Vacanța Mare. Nu uita ce te-a rugat mama ta. Da, m-ați provocat. Cred că mama se referă la Stăpân de o noapte. Una din, într-adevăr, ultimele mele poezii... Mama, nu scapă nimic mamei tale. Eu cred că iarăși te auzea cum pășești tu noaptea, în miezul nopții, da, când îți produci tu lucrările de creație. Dar trebuie să antifonăm... Și știe fiște care-i pas al tău, așa, după bătaie, după greutatea... Pasul lui știe și încotro. Eu am vrut să fac din Stăpân de o noapte o poezie cu care să încep fiecare spectacol pe care urma să-l mai am, doar că n-a mai fost cazul. Să nu ne duci cu vorba că nu mai avem multe. Odată o să te invit să facem numai teatru de cap. Dacă pot să o duc și eu, nu știu, om trei și om vedea. Da. Nu, voiam să-i fac introducerea. Așa. Și zice așa: sunt cel ce poate face transfuzie de suflet cu vise contrabandă, transplant de amintiri. În urma și tăcerea își lasă un răsuflet. Sunt cel care preschimbă șiuri de iubiri. Sunt cel ce e eretic sau sfânt după voință, cărbune ce devine tăciuni sau diamant. Nimic în viața asta nu-mi e cu neputință. Un munte îmi e cerul și coborât și urcat. Eu sunt în fiecare, iar voi cu toți în mine. Doar voi puteți decide de mie ușor sau greu. Sunt veșnic dependentul stăpân peste destine. Artistul, cerșetorul egal cu Dumnezeu. Astea sunt. Facem ce facem și ajungem. Începem și ajungem tot la Dumnezeu. Da, el e alfa și omega, începutul și sfârșitul, adică n-ai cum să te miști în afară lui. Deci nu trebuie pus lacăt pe Dumnezeu? Cine poate să pune lacăt pe Dumnezeu? Serios, acum, cine poate să ți-l ia din inimă, să ți-l smolgă cu cleștere din suflet? N-ai ce să-i faci. N-o să pune el, bătrân, la mintea tuturor. Dacă... Să nu pățească ceva. Să ne rugăm să-i fie bine. Nu mi-e frică de Dumnezeu, mi-ar fi frică de lipsa lui. Cam așa cea. Așa este. În tot ceea ce facem și trebuie să existe până la urmă acea bucățică de Dumnezeu care există în fiecare om în momentul în care ni s-a dat viață. Unii o creștem acea bucățică, alții o micșorăm. Important este să nu o pierdem cu totul. Să nu trecem pe lângă. Da. Ca să putem... Să ne privească, da? Nu mai zic să ne hrănească. Da. Da. În ce clasă mai ești, ombre? A 11-a spre final va veni și a 12-a. Dragoș Vodă, celebru colegiu. Da. Celebru colegiu care acum a trecut și el în online ca toate celelalte și pe care cred eu că așteaptă vremuri interesante. Au fost chiar discuții să se renunțe la clasa de științe sociale în care sunt, după aia și-au dat seama că e unică pe județ și n-au mai renunțat la ea, dar e o vreme tulbure și pentru Dragoș Vodă. Oricât s-ar spune că Dragoș e un star, pentru că astea sunt versurile pe care le știe orice elev de acolo, e Dragoș un star, noi suntem pe val. Uite că, într-adevăr, suntem pe val, sunt valul 3 și din ce văd omuleții simpatici care se ocupă de noi, ar vrea să-l anunțe și pe 4, dar da, noi suntem liniștiți pentru că ce e val ca valul trece și vom reveni la normal. Sperăm și ne dorim această normalitate cu toții. E necesară. Da, ne consolăm cu gândul că nicio ploaie nu toarnă în continuu. Și nu ai avut răbdare, da, până se vază
Porumbelul și crânguța de măslin. Da, dar la noi măcar era o chestie, erau valuri pe bune pe care le putea vedea când cresc și când descresc. La noi când avem impresia că au descrescut, deschidem azi și mâine închidem pentru că au crescut iarăși, e un haos. Clar, Dumnezeu știe să facă și calamități mai bine decât știu chinezii, măcar la Dumnezeu e predictibil. Dar vorba aia a lui Labiș, cine își va pierde credința în izvânde? Noi nu, niciodată, noi nu. Adică viața merge înainte și viața e frumoasă pentru că e viață. La vita e bella, ar spune Roberto Benigni. Și cred că trebuie să... Ne-ar trebui și nouă un omuleț care să se trezească înaintea noastră întotdeauna și să ne spună când e viața mai grea. Buongiorno, principesa. Pentru că ne-ar aduce zâmbetul pe buze. Anca, ce ne mai spui? Că, pe urmă, cine știe când mai... N-aș lăsa un an să treacă? Poate că nu. Poate că de această dată vom reveni așa cum am spus la normal. Adică frica nu mai este aceea de anul trecut. Toată lumea a privit cu groază la pandemie în primul val. Deja ori ne-am obișnuit noi cu virusul, ori virusul s-a obișnuit cu noi. Îl privim ca pe o posibilă îmbolnăvire. Știm că dacă suntem puternici și avem grijă de imunitatea noastră, putem să depășim și acest obstacol. Așadar, consider că deja am trecut peste tot ce era de speriat. Sperăm doar să fim înțeleși la nivelul la care copiii noștri au nevoie de școală, au nevoie de socializare, au nevoie de prieteni. Sunt copii care suferă foarte mult că nu mai au acces la întâlniri cu ceilalți, la cinema, la... Asta doare cel mai mult, cred că, în perioada asta. Da. Și visăm să ne vedem din nou vara împreună cu copiii, în excursiile pe care le facem. Drăguții că măcar virusul și-a luat, a început să devine și el mai omenos, cred că s-a obișnuit cu oamenii. Noi ne-am obișnuit cu, tocmai la asta vreau să ajung, ai spus foarte bine, observă că și-a luat cetățenie, e tulpină asiatică, românească, adică fiecare țară are virusul ei. Virusul s-a ajuns așa un fel de animal de companie, tu ai bișon maltez, eu am corona, e drăguț. Facem haz de necaz. Da, da. Adică, există, știm că suntem îmbolnăvit, dar trebuie să și trăim în continuare. Deci asta e, cred că, esențial. Exact, dacă... Să nu uităm să trăim, dacă... Da. A zis cineva, trăiți imediat. Da, ești cel mai bolnav atunci când te crezi bolnav și ești cel mai mort atunci când ai uitat să trăiești. Asta e clar, adică nu trebuie să aștept să spună nimeni ca să fii mort. Mă întorc chiar la Oscar Wilde. Păi, e mare lucru să trăiești, mulți doar există. Despre asta e vorba. Și totuși eu cred că virusul rămâne simpatic în continuare. Are și e foarte drăguț că are ore de lucru. El e doar între orele 20 și 26, după aia face în anii și se trezește a doua zi la 22. Ca orice vampir care se respecte. Nu trece niciodată prin supermarketuri. Da, în mall-uri e... Nu. Unde ca să... Exact. Unde ca să parchezi trebuie să dai câteva tuni. În biserici la lungă încă pe orice duh necurat cu cădeanii sau e ok. Încă avem batalioane și bastioane și locuri în care să ne ascundem. Da, eu îmi gândesc ușor extravagant așa că virusul acesta, chiar dacă pare el cel mai ortoman acum, se va... diminua într-o zi. Dar mă înspăimântă, mă cutremură plaja asta luxuriantă de virus, de altă natură. Știu, răutate, să spunem. Asta nu va dispărea niciodată. Lipsa de smerenie. Sau... Da, astea nu au dispărut pentru că au apărut odată cu noi, adică
când o să moară ultimul om, atunci ar să moară și astea. Astea fac parte din natura noastră și nu o spun în sens pesimist. Vede, dacă n-ar exista răutate, nici n-ai ști ce e bunătate. Nu, asta există doar prin contrariu. Treaba cu zi și noapte. Da, dacă exact. N-ar exista noaptea, n-am vedea frumusețea cerului și a stelelor, nu? Exact. Dacă n-am trăit și iadul, nu am ști să apreciem raiul. Da? Nu am ști să apreciem frumosul. Domnul Sebastian Crăciun, ne apropiem, ne-s numărate orele, zilele, minutile. Te rog să mai declam ceva, că tot ai spus că voiește a te face actor, că volumul de teatru va fi într-o zi și pe mâna unui regizor. Da, cu proxima ocazie cu care a reușit să lansez și B, cineva se arată interesat de el. Dar din nou, om trăi și om vedea. Ce să spun? Nu, oamenii ar trebui să rămână cu ce am discutat și până acum, cu faptul că până la urmă viața merge înainte, cu faptul că ne vom reveni și cu conștiința faptului că oricât de rău ar fi aparent, vor exista părți bune, să mai gândească puțin la ei dacă s-au oprit din muncă, să își vadă familiile, să-și trăiască viețile. Pandemia ne-a luat poate viața socială, dar ne-a dat viața interioară, adică super. Pentru cei care au avut un Liber. Deficit în ultimii ani de a trăi cu sine, acum e momentul să-și recapete. Să recuperăm lăuntru ființei noastre, care e cel mai bogat. Da. Și se spune că luăm și cu noi în cele. Oricum nu-i poți iubi pe alții și nu-ți poți iubi nici job-ul și nici oamenii cu care lucrezi dacă nu te iubești pe tine. Sigur. Iubiți-vă aproape, iubiți-vă pe voi. Da. Și fiți cu minți, vorba părintele Nicula. Fiți cu minți, oameni. Iubiți, iubește și fă ce vrei. Da? Fiți, da. Fiți nebuni, fiți flămânzi, fiți nebunatici. Iubiți-vă pe tunuri. Clar. Mulțumesc tuturor celor care au construit această oră de conversație. Nu doresc să aveți parte de ceea ce spunea poetul, o nouă primăvară pe vechile dureri. Luați în primire partea luminoasă a vieții și îți venea dumneavoastră ce și cum. Până una alta, mulțumim tuturor pentru contribuția splendidă. Ne vom regăsi în edițiile următoare. La revedere! Numai bine! Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds of violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lying in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, and how you suffered for your sanity, how you try to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still love was true, and when no hope was left in sight, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged man in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose,
lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you try to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they'll never will. Starry, starry night. Starry, starry night. Starry, starry. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true.